numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Rugăciunea mea să ajungă înaintea Ta, Doamne, pleacă-ți urechea la glasul cererii mele. Iubiți credincioși, cuvântul lui Dumnezeu din duminica de astăzi ne amintește că mereu trebuie să avem în vedere perspectiva veșniciei, perspectiva nemuririi. Pentru aceasta avem nevoie de înțelepciunea inimii, de înțelepciunea vieții, pentru toate cele momente în care ne-am dovedit nesăbuiți și am ignorat, am neglijat această perspectivă. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, îi cerem Domnului iertare, pentru ca să participăm cu inimile curate la jertfa pe care Hristos o aduce pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Împărate ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic,
puternic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Dumnezeule, mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. De-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea Lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeule atotputernic și îndurător, înlătură cu bunătate tot ce ne stă împotrivă, ca eliberați de orice povară trupească și sufletească, să te putem sluji cu toată libertatea, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Înțelepciunii. Înțelepciunea este strălucitoare și incoruptibilă, ușor de contemplat de către cei care o iubesc și este găsită de către cei care o caută. Ea îi precede pe cei care doresc să o cunoască. Cel care se trezește pentru ea nu obosește, fiindcă o va găsi așezată la poarta lui. A reflecta la ea este desăvârșirea priceperii, iar cel care veghează prin ea va fi îndată fără griji. Căci ea umblă căutându-i pe cei vrednici de ea, li se face văzută cu bunăvoință pe căi și în orice gând le iese în întâmpinare. Cuvântul Domnului. Sufletul meu e însetat de Tine, Doamne Dumnezeul meu. Sufletul meu e însetat de Tine, Doamne Dumnezeul meu. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Sufletul meu e însetat de Tine, pe Tine te dorește trupul meu, ca un pământ pustiu, uscat și fără apă. Sufletul meu e însetat de Tine, Doamne Dumnezeul meu. Astfel m-am uitat după Tine în sanctuarul Tău,
ca să contemplu puterea și gloria Ta. Îndurarea Ta este mai bună decât viața, de aceea buzele mele Te laudă. Așa Te voi binecuvânta toată viața mea și voi ridica mâinile mele invocând numele Tău, ca și cum aș sătura cu măduvă și grăsime, așa se desfată buzele mele când gura mea Te laudă. Mi-amintesc de Tine în așternutul meu și meditez la Tine în ceasurile de veche, noaptea, pentru că ai fost ajutorul meu, la umbra aripilor Tale tresalt de bucurie. Din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, nu vreau ca voi să rămâneți în ignoranță cu privire la cei morți, ca să nu vă întristați precum ceilalți care nu au speranță, căci dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, la fel, prin Iisus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiți împreună cu El. De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom trece înaintea celor morți, pentru că însuși Domnul, la porunca divină, la strigătul Arhanghelului și în sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, va coborî din ceruri și cei morți în Hristos vor învia mai întâi. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas atunci și vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Așadar, îmbărbătați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte, cuvântul Domnului. Și fiți gata, pentru că Fiul omului va veni în ceasul la care nu vă gândiți. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor Săi această parabolă. Atunci împărăția cerurilor va fi asemenea cu 10 fecioare, care, luându-și candelele, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite, iar 5 înțelepte. Cele nechipzuite și-au luat candelele, dar nu au luat cu ele unt de lemn.
Însă cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat unt de lemn în vasele lor. Întrucât mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a auzit un strigăt: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci s-au ridicat toate acele fecioare și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unt de lemnul vostru, căci candelele noastre se sting. Dar cele înțelepte au răspuns zicând: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți mai bine la cei care vând și cumpărați-vă. Dar plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă și ușa s-a închis. Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: stăpâne, stăpâne, deschide-ne. Dar el răspunzând le-a zis: adevăr vă spun, nu vă cunosc. Vegheați așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul. Cuvântul Domnului. Vegheați așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul. Iubiți credincioși, iată ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul anului bisericesc, anului liturgic. Doar o duminică ne mai desparte de sărbătoarea solemnă Hristos, Regele Universului. Sărbătoare care, asemenea unei broșe, încheie anul bisericesc. Un an liturgic, un an bisericesc, dedicat, cum bine știm, la inițiativa episcopului nostru, Iosif Păuleț, Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Un an fără precedent, atipic, datorită acestei pandemii care a adus și continuă să poarte cu ea o schimbare radicală în toate sferele vieții. Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi este despre înțelepciune. Din hrana sufletească pe care ne-a oferit-o, înțelegem că este vorba despre un ingredient absolut necesar în viața aceasta pământească, trecătoare, pentru a putea intra în posesia vieții cerești, eterne. Prima lectură a fost luată din Cartea Înțelepciunii. Fragmentul pe care l-am ascultat ne-a vorbit despre această înțelepciune, folosind câteva imagini plastice. Astfel, înțelepciunea este găsită de cel care o caută. Cel care se trezește pentru ea, o va găsi așezată la poarta lui. Cel care veghează pentru ea va fi îndată fără griji, iar celor vrednici de ea le iese în întâmpinare în orice gând. Ce este, iubiți frați, această înțelepciune despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu de astăzi? În ce constă acest ingredient, cum spuneam, necesar pentru a reuși să intrăm în posesia vieții eterne? Conform dicționarului explicativ al limbii române, înțelepciunea este acea capacitate superioară de înțelegere și judecare a lucrurilor, care implică o cunoaștere adâncă a realității, experiență și echilibru. De asemenea, înțelepciunea este similară prudenței, chibzuinței, socotelii. Din nefericire, înțelepciunea nu se cumpără și nu se poate împrumuta. Seneca,
Spunea că înțelepciunea este știința vieții, sapientia ars vitae est. Iar Publilius Sirius, un scriitor latin de maxime din primul secol înainte de Hristos, care a fost adus la Roma ca sclav, însă a cucerit prin inteligența și talentul său pe stăpânul său, care ulterior l-a eliberat și s-a ocupat de educația lui. Așadar, acest fost sclav precizează că observația și nu vârsta va aduce înțelepciunea. Așadar, observarea mediului înconjurător și a oamenilor dă cunoștințe și experiență care valorează mai mult decât anii trăiți. Astfel încât vorbim și despre un copil înțelept, vorbim și despre un tânăr înțelept și nu doar despre un bătrân înțelept. Bătrânețea fiind în general asimilată și experienței vieții, înțelepciunii. Înțelegem așadar, iubiți frați, din toate acestea că înțelepciunea este o capacitate care se dobândește și nu este născută. Nu ne naștem înțelepți, dar devenim înțelepți. Prin urmare, ea depinde de efortul nostru, de munca noastră, de strădania noastră, a fiecăruia în parte. Fără îndoială că înțelepciunea este influențată de circumstanțe, de mediu, de timp, de persoane, etc. Dar în mare parte, înțelepciunea depinde de munca fiecăruia. Așa cum bine spuneam, am văzut în prima lectură autorul cărții înțelepciunii, ea este găsită de cel care o caută, iar cel care se trezește pentru ea o va găsi așezată la poarta lui. Despre înțelepciune ne vorbește și Iisus în Evanghelia de astăzi, folosindu-se de această binecunoscută parabolă a celor 10 fecioare, 5 dintre care se dovedesc a fi înțelepte, iar 5 neînțelepte, nechipzuite, imprudente. Acestea trebuiau, conform uzanței timpului, să-l aștepte pe mire ca să intre cu el împreună în sala nunții. Întrucât să-i lăsa întunericul, au luat cu ele candelele ca să le lumineze drumul până se vor întâlni cu mirele. Însă 5 nu și-au luat și unt de lemn de rezervă, iar altele 5 și-au luat acest unt de lemn de rezervă. Cele care nu au avut în vedere lucrul acesta s-au dovedit a fi superficiale, neglijente, imprudente. Au tratat lucrurile importante în acel moment cu ușurință, cu indiferență. Cine știe, poate că nu au dorit să cheltuiască prea mult pentru o nuntă și nu și-au luat toate măsurile de precauție. Poate n-au dorit să care cu ele și alte greutăți, să mai poarte de grijă și uleiului din vasele de rezervă. Poate că și-au zis că se vor descurca cumva doar cu puținul ulei din candelă și nu s-au gândit în niciun moment că mirele s-ar putea să zăbovească așa de mult, iar noaptea să fie atât de întunecată. Iubiți frați, mesajul central al acestei parabole este că noi trebuie să fim pregătiți din punct de vedere spiritual în orice moment al vieții noastre pentru venirea Domnului sau pentru plecarea noastră la El. Așa cum sunau cuvintele de la sfârșitul Evangheliei, vegheați, căci nu știți nici ziua, nici ceasul. Astfel încât parabola aceasta se adresează tuturor oamenilor din această lume, nu numai nouă, celor prezenți la această sfântă liturghie sau celor care ne urmăresc în transmisiunea directă.
Cele 10 fecioare îi reprezintă pe toți oamenii care sunt chemați să intre în fericirea cerească alături de Hristos, mirele. Ei bine, dacă prin această parabolă Iisus ne spune că trebuie să fim pregătiți pentru întâlnirea cu El, mirele, ne punem întrebarea, ce trebuie să facem ca să fim astfel permanent pregătiți? Din parabolă observăm că ceea ce face diferența dintre fecioarele înțelepte și cele nechipzuite este tocmai unt de lemnul de rezervă. Toate cele 10 fecioare aveau candele și în toate candelele exista ceva unt de lemn, însă numai 5 fecioare și-au luat și ulei de rezervă cu sine. Așadar, înțelegem că nu culoarea sau forma candelelor făceau pe cele 10 fecioare diferite una de alta. La fel și oamenii, nu prin lucrurile exterioare sau prin ceea ce avem, suntem diferiți unul de altul și avem valoare eternă, ci prin ceea ce avem în interiorul nostru, în sufletele noastre, prin credința, înțelepciunea și valorile spirituale. Prin urmare, unt de lemnul este cel care face diferența, și anume valorile spirituale din care se alimentează lumina credinței noastre, cu care va trebui într-o bună zi să ne înfățișăm în întâmpinarea mirelui. Cele 5 fecioare nechipzuite, spune Evanghelia, au rămas afară în întuneric. Nu li s-a mai deschis ușa ca să intre la nuntă și au auzit cuvintele tulburătoare de respingere pentru totdeauna din partea mirelui. Adevăr vă spun, nu vă cunosc. Afară din împărăția lui Dumnezeu, iubiți frați, este nefericire, este chin, este iad. De fapt, acesta este iadul, lipsa totală a lui Dumnezeu, pe care îl vom fi respins prin nechipzuința noastră de-a lungul vieții acesteia pământești trecătoare. Astfel încât această parabolă, iubiți frați, iată, vorbește celor care au urechi de auzit și ochi de văzut. Ne vorbește nouă tuturor și ne îndeamnă să facem rost de unt de lemn cât mai repede, până nu se aude strigătul final, când nimeni nu va mai putea lua unt de lemn sau nu va mai putea fi de niciun folos. Să nu amânăm, căci nimeni nu știe când vine noaptea fiecăruia. Să cumpărăm din timp un de lemn sfânt de la Cel care a murit pe cruce pentru noi, în locul nostru, și să adăugăm la acest ulei parfumul faptelor noastre bune, parfumul virtuților, parfumul a tot ceea ce știm că trebuie să fie bun și sfânt în viața noastră, și să păstrăm acest ulei cu grijă în vasul sufletului nostru. Într-o zi, cu siguranță, ne vom bucura, nespus de mult, căci candela noastră va arde voioasă în viața veșnică alături de Hristos, Regele Universului. Cineva spunea odată că fiecare om are două vieți. A doua începe atunci când își dă seama că nu are decât o singură viață. Fecioarele înțelepte din parabola de astăzi s-au dovedit a fi conștiente de aceasta. Cele nechipzuite, în schimb, nu. Noi, cum suntem? Acum este timpul potrivit, acum este ziua mântuirii. Timpul lui Dumnezeu este astăzi,
adică permanent, veșnic, etern. Timpul diavolului este mereu mâine, adică niciodată. Și de câte ori nu amânăm și noi convertirea noastră, faptele noastre bune, spunând, mâine voi face, mâine mă voi întoarce, mâine voi iubi, mâine mă voi îngriji și așa mai departe. Ce alegem? Iată, mirele vine. Ieșiți-i în întâmpinare. Suntem pregătiți? Avem suficient ulei în candelele noastre? Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, s-a răpădunit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, Domnul Iisus ne-a îndemnat la vigilență. În rugăciunea noastră să-i cerem Tatălui darul înțelepciunii pentru a ne orienta viața spre împărăția promisă de El. Să ne rugăm împreună spunând, Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să trezească în toți dorința după împărăția iubirii pe care Domnul Iisus a venit să o instaureze pe pământ, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca acțiunile formative ale educatorilor, profesorilor și animatorilor grupurilor de tineri să aducă roade ale maturizării creștine și ale credinței, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca generațiile tinere să vadă în Hristos modelul noii omeniri, din care să se inspire pentru marile alegeri ale vieții, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca oamenii care se lasă absorbiți numai de planurile pământești, să-și lărgească orizonturile și să placeze pe primul loc în existență valorile Spiritului, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Pentru ca fiecare dintre noi să dobândească liniștea Spiritului numai prin tensiunea constantă spre slujirea celor care trăiesc alături de noi, să ne rugăm. Doamne, speranța noastră, ascultă-ne! Dumnezeule, Tatăl nostru, Tu L-ai trimis pe Fiul Tău în mijlocul nostru, nu pentru a fi slujit,
ci pentru a sluji și a-și da viața pentru mântuirea oamenilor. Dă-ne harul să trăim și noi, preocupați de fraternitate, deschizându-ne liber față de Cel care se află în nevoie. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Caută, Doamne, cu îndurare la jertfa pe care ți-o oferi. Și dă-ne harul să luăm parte cu inimi pline de credință și de evlavie la pătimirea Fiului Tău pe care o celebrăm în chip tainic, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci după ce păcatul i-a îndepărtat pe oameni de tine, Tu i-ai strâns din nou în jurul Tău, prin sângele lui Hristos, Fiul Tău, și prin puterea Duhului Sfânt. Așa cum Tu ești una cu Fiul și cu Duhul Sfânt, tot astfel și Biserica este una după chipul Tău, care ești un singur Dumnezeu în trei persoane. Ea este poporul Tău sfânt, trupul lui Hristos și templul Duhului Sfânt, spre gloria înțelepciunii și iubirii Tale. De aceea te preamărim în biserica Ta sfântă,
în unire cu îngerii și sfinții, și lăudăm maestatea ta dumnezeiască. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei,
cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Printr-o înclinare a capului să ne oferim un semn de pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu,
care spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Aici, de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umil și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va duce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
Să ne rugăm! Întăriți de această hrană sfântă, îți aducem, Doamne, mulțumire și implorăm îndurarea Ta, ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate pe aceia care au fost îmbrăcați cu putere de sus, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Vă invit să luați pus în loc pentru câteva anunțuri. Astăzi, biscredincioși, începând cu ora 13:30, vom fi prezenți în cimitirile Socola Mică și Plopii Fără Soț pentru a ne ruga împreună pentru răposații dumneavoastră care se odihnesc în aceste cimitire și așteaptă învierea de apoi. Vă reamintim că indulgența plenară pentru răposați, care se putea obține în primele 8 zile ale lunii noiembrie, dat fiind anul acesta cu totul special, poate fi dobândită oricând pe parcursul acestei luni, fie participând la Sfânta Liturghie, împărtășindu-ne și recitând rugăciunile prevăzute, fie vizitând cu pietate cimitirul și făcând rugăciuni pentru cei răposați. În fiecare seară, pe parcursul lunii noiembrie, ne vom ruga și pentru credincioșii răposați pe care dumneavoastră veți dori să fie pomeniți la o anumită dată, când veți putea participa fizic la Sfânta Liturghie sau, neputând fi prezenți fizic în biserică, vă veți uni cu noi în rugăciune de acasă, urmărind Sfânta Liturghie transmisă pe internet. Vă rugăm să scrieți numele răposaților și ziua când doriți să fie pomeniți pe acele plicuri pregătite și pe care le găsiți în spate și pe care vă rugăm să le puneți în cutia de la intrarea în catedrală. Sâmbăta viitoare, 14 noiembrie, începând cu ora 9:30, în catedrală aici se va desfășura un curs pentru lectori, pentru cei care doresc să proclame Cuvântul lui Dumnezeu, curs propus de Părintele Daniel Iacobuț, profesor de la Institutul Teologic. Acest curs va fi transmis și va putea fi urmărit de oricine este interesat și pe canalul RCS YouTube. Duminica viitoare va fi cea de-a patra zi mondială a săracilor, instituită de actualul Sfânt Părinte Papa Francisc. Știm că este foarte sensibil la acest subiect, sărăcia, săracii, nu întâmplător și-a ales numele acestui mare iubitor al sărăciei și al săracilor, Sfântul Francisc de Asizi. Vă recomandăm de asemenea tuturor să vă procurați și să citiți articole interesante în numărul pentru luna noiembrie al revistei Lumina Creștinului. De asemenea, având în vedere pericolul crescând al contaminării, spovezile se vor face din nou în capelele de la intrarea în catedrală. Și pentru cei care v-ați pregătit pentru ziua de astăzi, să oferiți jertfa Sfintei Liturghii și celelalte lucruri prescrise pentru a dobândi indulgența pentru un suflet din purgator, vă invit ca acum împreună să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și Îngerul Domnului după intenția Sfântului Părinte Papa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, odihna cea veșnică, dă-o răposaților noștri, Doamne, să se odihnească în pace, să aveți o săptămână binecuvântată și o viață plină de înțelepciune. Lăudați să fie Iisus!